Salut, guys! Astăzi avem un episod de la Băișoara. Am fost la concurs, dar din nefericire am avut un incident neplăcut la prima tură. O să vă duc cu mine prin turele care le-am dat înainte cu o zi de antrenament. Prima oară am ajuns acolo, era o vreme super nasoală, ploua, era o ceață groaznică, erau 6 grade afară și am mers sus pe trase, am mers sus la traseu și am zis că dacă tot am mers acolo, să dăm câteva ture, să ne luăm niște linii și vă las cu prima tură care pui groaznică, că era super, super, super rud. M-am fiți atenți în spate, poate că... Ei, eu, mi s-a întărit frâna, lasă aici! Mamă, ce să faci aici, mâine? După prima tură, după ce am ajuns toți întregi jos, am hotărât să mai dăm o tură tot pe traseu negru, care mie, cel puțin, mi s-a părut unul mai dificil și foarte fain. Era așa super chunky și următoarea secțiune o să fie cu niște părți din traseu unde am încercat să-mi rețin eu liniile. Pe aici, pe aici, așa. Dreapta, stânga, bărm, prin șanț, e lejer, bă, prin șanț. Venim mai outside pe acolo. Și ne băgăm pe aici și ieșim pe aici, așa. Hai, vedem. Partea asta de traseu mi s-a părut super tare, era așa mai flat. Și dacă luai linia asta dinainte de curbă, un pic outside, puteai să ieși cu destul de multă viteză, fără să intri în ratul ăla super nasol. Și mi se pare că aici puteai să salvezi, să zic, o secundă. Poate mult o secundă, dar eu zic că conta și asta. Fii atent.
Fii pe aici. Da, bă, e ca lumea așa. Încă o dată. Stai pe jos. După aia e pe sus. Așa. Ce mai jos. Uai, ce curătăcine e acolo. Interior. După ce am ajuns din nou jos, am zis să urcăm pe traseul albastru, care era prima probă de la concurs, și am văzut că era un mini gap la intrarea în pădure și mi s-a părut super interesant și am zis că de ce să nu-l dăm, chiar și pe noroi. A fost destul de sketchy. Hai, dacă putem. Lejer! Din fericire nu o pățit nimeni nimic. După am mai dat încă vreo două ture ca să ne dăm și pe traseul albastru, că nu ne-am dat deloc pe el decât acolo la intrarea în pădure. Și am hotărât să mergem pe traseul negru până la jumătate. Și după jumătate i-am dus pe tovarășii mei pe un traseu pe unde am fost înainte cu două weekenduri și era super interesant, dar acesta din păcate n-a intrat la concurs. Și am filmat și pe acesta. Și a fost destul de sketchy în unele părți, că era plin de rădăcini. Hai. Hai. We'll be right back.
seara și ziua cea mare în care, ce să vezi, toată lumea super hype, era mult, destul de multă lume, mai ales la categoria noastră și m-am încălzit, am dat 2-3 ture pe trasee și era deschis telescaunul și am așteptat să înceapă. 5, 4, 3, 2, 1, go, Andrei! Bravo! Dar din nefericire am căzut în primele câteva curbe și am ajuns la spital. M-am lovit destul de tare la spate și n-am mai putut să continui. Dar din fericire am avut doar ceva la mușchi și nu mi-a rupt nicio coastă și a fost super ok și nici spatele. Acesta este finalul episodului. Sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul vlog în care să sperăm că o să avem doar aventuri plăcute.